Cine a încercat să descurcă strategii și are din sus? Funcționează și după aceea să încerci altă nouă. Mă întâlnesc până sus. Două persoane, trei. Dar așa se primește așa. Ce? Nu se primește mai început de... De mi s-a spus că acolo e ceva mai bun. Descurcă acolo. Nu se primește acolo, dar cu altă strategie, că am mai auzit undeva. Eu am spus un caz real, prietenul de meu personal, care a lucrat. Armando Burian. Moldovean, nu e italian. Că am auzit și la Armando Burian. Persoana, tot fiind sa partea practică, și a început să pidem, să lucrez. Acolo, în zile, a început să trec pe terapă. Ce vrea cea persoană? Să pedea contul? Două, trei zile și pedea contul. Pidem. Și vine și am sun și spun, domn Victor, nu îți primești la mine să tranzacționat. Zic, de ce îți primești pe mine? Zic că eu am găsit pe internet o strategie acolo și am luat să văd cum să o pun în aplicare. Și pe contul meu, contul meu. Și am spus, uite așa, nu îți spun, să vezi de ce îți desfaci pe contul meu. Dar, e trebuie cum să tranzacționezi așa, trebuie să-și figuri. Ce ai fi înțeles acolo? Și după aia să vezi, dacă nu îți primești, pot nu ne duc. Acum este primul, două săptămâni tranzacționat după trenul și figuri, care el a dublat contul, după aceea automat să scrie contul și tranzacțiune, este real. Și acum el deja cu volum mai mic, dar vreau încearcă strategii de. Adică el are strategii care nu-i aduce rezultat. Da, de deja, mai pui, vreau să ne încerci ceva nou. Omul, cu asta trăiește. Eu când trebuie să poți care plasmă mare, cumpărată, special, pentru că tranzacționa și totul de jos. Tu spui că e așa lucrez, ca predic. Și noi să le-am acus și dumneavoastră dintre reguli care, pentru a deveni un trading matur, noi trading trebuie să luăm ca o afacere. Dar nu ca un hobby, nu ca o joacă. Persoana care să iei ca un hobby și ca o joacă, vezi pe un stat. Așa. Dacă așa să fie. Nu în sus, ascendent, dar flăt. Poți mai fi și lui ce de. Așa, înainte de a trece la tema nouă, eu am început să povestesc, eu pot să povestesc multe, de să ne prezentăm. Mie îmi spune Victor, cine mă cunoaște, cine nu mă cunoaște și... Tatiana sunt, îmi pare bine, cineva ne cunoaște, cineva nu ne cunoaște. Dar eu astăzi ca o doamnă mă scălbuie domnului Victor să ai grijă de mine, haideți să spun așa. Deci să vorbească ca un bărbat. Sigur, eu spun și eu punctele mele, ca o femeie, de fapt. Dar de ce vreau să spun în privința strategiilor? De ce oamenii dau atât de repede mâinile jos? Din cauza că ei vor, nu că strategia nu funcționează, dar se lasă bătut din prima, din cauza că ei vor acum repede bani să facă, acum aici la moment. Adică ei nu au timp, ei nu au răbdare. Deci este o calitate foarte în defavoarea traderului, să spunem așa, care, desigur, nu ne aduce la rezultat. Și de aceea este ar fi bine ca să înțelegem cum funcționează când o punem în aplicare. Ce facem? Dacă noi nu primim, deci ne ducem și facem un curs auto, da? Și dacă m-am așezat prima dată la volan și nu pot merge, ce? Dau mâinile jos? Nu! Până nu pot să... De bărât. Da, apă și asta, dar nu e problemă. Este alta, da? Dar faza este că depui efort și dragoste până să înțelegi cum funcționează instrumentul. Toate funcționează, sau toate instrumentele, toate strategiile funcționează, dar când noi intrăm în esența lui și când noi îl punem în practică. Dar dacă noi nu s-a primit cu unul, nu s-a primit cu altul și nimic nu este bun, atunci clar lucru nu este problema în indicator sau în strategie sau în alte chestii, este problema noi, că noi nu depunem acel efort. Corect? Ok. V-ați adunat astăzi pentru factorii și regulile care contribuie la crearea maturității unui trader. Da, și înainte de aceste tema noastră. Da, pentru a spune în rolul lui nostru de ieri, factorii și regulile care sunt pentru crearea maturității, ar vrea să spunem, vă rog frumos, în primul rând, cine este creat și cine este demo? Care e prima, cred, nu? Demo? Ideal, cine? Azi, 1, 2, 3... Așa. Deci, am e persoane, creat, subia. Și deja să înțeleg că despre el. Și are scopul. Așa. Sau a fi. Atractiv. Ne maturizăm. Nu-i contează. Trebuie să acum să încep să lucrați. Nu știu câte perioadă, despre jumătate de an, despre un an, asta depinde de independență de voi ce doriți. Asta e într-o final. Ideea e în altceva. Că în momentul
când noi tranzacționăm foarte mult pe genă, eu din propria experiență vă spun că am foarte mult, foarte mare de credit card, vezi și vezi, în momentul când se tranzacționează foarte mult pe genă, vă emoțional, nu vă, nu că nu vă calificați, dar nu vă căliți. Nu vă căliți. Nu, nu, nu-i corect. Poți să spune cine, poți să stai și un an de zile să trăiască. Poți, eu, este doamna care a zăcnat un an de zile pe demn. Ideal era pe demn. Ideal. Nu ai zis ideal. Dacă întreb chiria, două stoproșuri la rândul ăla. Două. De ce? Asta e bine. Dacă așa începe inima bate, se duce în râș, tu te blochezi și doamna s-a blocat și nu știe. Să fac mai departe. Și poți să-mi spuneți cine așa zi în practica. Stai că sunt doamne, sunt persoane care trebuie care pot spui. Eu spun, eu prima mea experiență, tranzacție în perioadă, nopțile îndormite. Nopțile îndormite, de ce? Grafici de sate. Grafici de sate, spate de noaptea, vă spun, știu de până. Eu mă spun la noaptea și la nu zicem că plătul. La telefon, mă uitam așa. Dacă era albastru, dacă era roșu, pe de viață la doamne. Depinde cum percepe persoana la ochi, dar dacă persoana percepe numai ca tranzacționare și nu are măcar o altceva idee vizionică și ar însemna de fapt de mine, da? Evident. Dar, ca exemplu, spun de mine, deja de jumătate de ani continuu de mine, da? Și pentru mine, cred că nu ar fi așa tare sau atât de puternic de baricadă, atât pot fi ideal, cât baricada deja este. Da. În cazul în care noi deja este o baricadă. Băi, teamă de piață. Și de cauza asta... Nu-mi teamă de piață, încă nu sunt finanțele. Asta e altceva. Nu, asta e altceva. Asta sunt niște scuze. Este ca și o barieră. Iar este bariera asta. Că noi nu putem să trece deasupra, nu știm ce ne așteaptă deasupra. Iată, noi ajungem la ea. Și deodată, psihologic, mă gândesc. Dar dacă... Pe tot timpul am spus, cuvântul dacă, din vocabularul, problema, orice problemă are soluții de rezolvat. Noi trebuie să ajungem la problema așa, după aceea să găsim soluții. Dar la noi deja nu a avut problema, la de-am căptăm soluții. Atunci nu știu să apară problema așa. Asta, dar real, și independent fiecare persoană în parte, toți, eu, în partea mea, trebuie să stați să tot trebuie. Dar vreau să trece. Avem doar una. Așa, ok, stai și înapoi la tema noastră de astăzi. Eu am vrut să întreb, cum vă ziceați, care sunt factorii și care sunt regulile care duc la maturitatea unui trader? Da, din punctul de vedere personal, nu neapărat ceea ce spune noi. Disciplină. Asta, da. Asta, da. Disciplină. Numai o persoană care să aibă disciplină. Scopurile. Și care să respecte regulile. Cum așa să ajungă la rezultat. Chiar dacă eu, săptămâna trecută, îți scris tranzacții și te deschide între medie prognoza, între medie, și îmi spun, cred că am scris tranzacții PGBP, CHF, ca să nu mă greșesc cotația instrumentului, și îmi spun, și se duce puțin în profil, și îmi spun, necursă două minute, sunt două ore, sunt așa viața înapoi, 30 puncte, nu muncă, 30 puncte într-o dată. Și să fac, s-a dus în business și alte. Vlad, n-ai nimic de făcut. Îți trebuie să mă clasă la sport. Tu clasă la sport. Persoana s-a clasă la sport. Deja eu n-am avut acces în sara la calculator, că am niște chestiuni personale. Sâmbătă, când am intrat piață, au căzut cu 80 puncte piața jos. Dar el nu închis tranzacție. Nu închis, cu altă răbdare. Asta, da, asta e plus, că i-a spus clasă și... Dar la noi ce? Persoana și fac. Un minus foarte mare, care din punctul meu de vedere, care îl văd în momentul când se tranzacționează, că traderii stau numai în fața calculatorului. Cu gândul, eu să gândesc numai, să gândesc. Cu ochii apa să-mi pici în piața în direcție care mă întreb. Da, dar zilele astea ce fluctuație faci și nu poți să dai la calculator. De ce? Atinge toate ordinele amânate, atinge toate... Tot atinge, zduși, oprește... Te spun amânat, dar nu se primești cu ordinele place, gata? Ideea e în altceva. Când stăm în fața calculatorului, ne panicăm și noi psihologic nu suntem odihnit psihologic. Noi ne nervăm și suntem estimați la maximum. Dar imaginați-vă fiecare să aibă scopul să îndeplinească. De exemplu, am scopul de săptămâna lunar. De exemplu, 4-5 mii dolari, săptămâna 1000 dolari. Ca de exemplu. Și îmi schid dependența de cont care îmi permit și îmi schid așa. 6 tranzacții.
minus plus, minus profit și când a ieșit suma finală, $1000. Și închis toate. Dintr-o cap, până jos. $1000, pentru ce? Eu, scopul meu, săptămâna, am îndeplinit, am îndeplinit. Asta se durează în 20 și să ne punem scop. Ce în sânge, voi odihniți psihologic. Faci cineva cineva așa ceva? Da. Cine? O persoană? Adică voi, deja voi 5 zile sunteți psihologic odihniți. Dar așa ce? Asta e bine, să trebuie și asta în profil. Și atunci, stai, hai la fătă, scrie. Sau nu-i așa? Spuneți-o cum e așa. Asta. Ok, trecem la tema noastră de astăzi, ne-am vorbit despre pacul și regulă care contribuie la maturitatea unui trader. Și azi vorbim în început despre factorii care duce la maturitate. Dar înainte de asta să vorbim cine reprezintă un trader matur. Cine este de fapt un trader matur? Haideți dați-vă părerea. Cine este acel trader matur? Cum o considerați asta? Trader matur. Hai să vedem. Care din... Logic pregătit. Așa, pregătit. Din toată profunditatea sau din... Care e perea și are experiență ca mine, 2 ani atunci. Nu neapărat. Eu pot fi persoană și să fie 2 ani de zile perea și pot să fie experimentat ca persoana care este 2 ani de perea. Și mai stabil. Și mai stabil. Și emoțional și financiar. Adică, cum? Asta e plasă de persoană la persoană. Dar cum crezi? Care este un trader matur? Care are un plan bine terminat. Da. Și respect. Respect. Asta e bine. Un plan bine determinat care și-l respect într-o fel, dar nu numai că l-are. Munță l-a. Munță. Dar după final, da, uite, cum mai cunosc, dar munce, tot e trăit, da, nu e bine, te dați la masterclass. Nu e nici, cum se iese în lacte, pe nici? În general, în lacte, știți cum se iese în lacte? Când am văzut ce e acolo, bă, că vedeți dușii jos, e chis, când duci pe tare jos, iar poți să, ia că așa e. Dacă spui istoria la tranzacție, acolo e chiar și bună lângă altă, urmă lângă altă. Și zic... Aia, mai că are pe euro și pe NZD. Și zic, ce fac mai departe? Nu vă atingi tânsele? Păi nu n-ați spui, cum se iasă într-un lac? Știi ce am spus să iasă într-un lac? Aștept până la primul. Să duc să iei, în primul rând, să iei o direcție concretă. Okay. Și să ia direcția concretă și numai atunci deja nu pot să stabilim cum se iasă într-un lac. Dar nu când e... Am pus baiul, iată, ca așa, ca exemplu. O fost să-l vișe că am pus baiul. Cum ai crește răcuri, să-mi faci cum crești. Faci baie închis. Și apoi spunește iar în sus și pune iar baie. Și e ca așa și mărit, nu-i mărit distanța de plac. Dar noi dăm pași să duplie, ca de exemplu aici, când îți fac e ca așa ea, mă duc, că spun. Iar atunci se închide baie. Să vă rog, că nu suntem... De ce ridichez mai devreme? Da, e total de acord. Dar în primul rând, noi când ținem tranzacția, respectăm... Respectăm... Risk management. Da. Dar la noi ce? Este o vorbă așa, să apă la dioane. Băgăm. Când am ajuns acolo, da. Băgăm să apă la dioane și de... Nu, și tu doar trebuie jackpot așa. Și trebuie să privești fix jackpot. Cărcon. Asta e cea mai rău cază. Ce? Că în momentul ăsta deja tu se închide bani și când ești să spui să. Undeva chiar de spune, ajung eu pe un său list. Dar la jumătate de domn să ajung și am profit lista. Asta pozitiv și asta negativ și uităm să-mi zic. Asta nu poate să da, e tot de făcut și este timp, nevoie de timp. Da, dar e și din... Da, dar lacă tu nu și-o spune câteodată e și ei. Da, lacă posibil și jumătate de așa, la nu se vorbesc. Asta nimeni nu vă spune, dar noi psihologic dăm mai scăt de dâns. Lacă tu, în primul și în primul rând, consum foarte mult energie. Dacă ești. Dar călește, total de acord, doamne, călește, eu asta garantez că ești pasă. Dar este nevoie de timp, pentru că și de ce? Pentru că eu în loc să mă orientez că sunt tranzacții foarte bune. Stai, care îmi pierde timpul aici. Eu aici am avut. Mă gândesc, și dacă eu sunt fac. Oare mai are de crescut? Da, oare de asta ajung. Oare, de asta, mă duc toată lui trebuie. Este moment, dacă se zic, așa avem chiar și lac, chiar și avem. Mă uitați dânsul. Asta vii și timpul tău, dar mă orientez pentru a face bani din altul. Deci știi cum spune, cum spune și Warren Buffett? Ouăle, nu trebuie să nu într-un coș. Nu pot stă, coșul poate să stă. Dar așa când să iei în coșuri diferite. Poți să chiar una, chiar schizi în viață, spre exemplu, petrol, EURUSD, GBP, nu știu, diferite instrumente. Unul poți bucă în minus, sau două, sau trei din cinci. Dar dacă respectăm randamentul, ai profitul mai mare ca stop loss,
în plusul meu, numai că ce obțin, dar zero ieșit. Dar m-aș vrea să mai înscriu doar o tranzacție și mai pe același instrument. Mi-a luat, dar stoposul spune 50-70% din iar sub pluzie, adică nu poți să spune. Eu, da, eu sunt poate cu, și-am învățat. Dar este un moment la stoposul. Care în mine, ce obțin 3 din de poate. Acum, dar nu. Ia să-ți spun un brand oscenic. Știi că ziceam cu bani. Stop loss, eu nu am găsesc. Sub nivel. Sub nivel? Aici. Da. Da. Eu sunt păsat de aici. Explicați-mi niște. Ia-mi dați un lucru în mine. Poți să fac o colecție mai adânc și să mă schimb inclinația la tână? Da. Dar la mine, dar în bun, dacă se reluiesc punctul minim, la mine se schimbă treaba de ce ne duce. Adică eu sunt sigur că eu te-am duci pe parte jos. De câte ori s-a fost mai mult? Mă să-l activez, tot mă duci pe parte în sus. Da. Da. Iată, deși... Da, și mi-am să spui că... Dar eu e mare... Fix să lumnare și ea, s-o oprește și îți duci în direcție. Dar minim, nu poți trebui. Mă pur să schimb inclinația la tână. Iată, asta e altceva. Da, eu de ce să fiu cu fusul aici? Pentru că în momentul când eu stau prost, mă opresc la cealaltă problemă. Ridicăm riscul, spune-mă. Poftim? Ridicăm la... Nu. Nu. Nu ridicăm riscul. Putem în genere să nu-l punem dacă îl punem așa de parte. În genere să nu-l punem... Dar ce? Te gândesc? E că nu ați spus acum și nu-l punem în loc. Hai, cât de-i. O să-l de acord. Acum ai riscul. Îmi place înapoi la risc. Noastră, dacă aici spuneți, dacă nu vă permit, cum vă spuneți, nu ales că așa mare, ce-mi place cum vă moșul de mare și? Dar de ce trebuie vorbim mare? Să așa mai. Să zicăm cu altul. Dar de ce sunt cu mare și spuneți cum e cu 0.5? Ia pe să fac cu mai mult, de ce mă spun cu 0.5? Da. Logic. Dar trebuie timp, dar până acolo mai 0.5 ideea, știi, eu știi și e un minus la majoritatea traderilor. Nu, că dacă în fiecare nivel este fiecare obțin cunoștințele de bază, mai departe cunoștințe, dar nu știu de. Deși un profesor a învățat la pedagogie, dar se duce de an de an la recalificare. Pur și simplu se duc să întâlnească alți profesori acolo? Să nu este schimbul. Asta e ca să nu ați spui de timpul pentru diplomația. Schimb de experiență. Ține alte cunoștințe noi. Poate ceva. Iată, când mă întorc înapoi iar și la momentul acela, când am spus mai mult practic pe demo. Pe demo, eu am mai multe argumente să vă aduc, gen, pe demo, foarte multe informații încă să uite. Ce-am dat? Ei, știu ce am reacționat. De exemplu, eu doar cu două instrumente. Asta și mă urmez absolut la altul. Nu, asta e un plus, cum ați spus. Eu pot spun de un lucru, de exemplu, eu dacă trăzesc pe gaz și pe VTI, da, eu zic că sunt absolut fără niciun stop loss. Eu am observat stop loss-urile, anume pe cost pe gaz, asta e practic un lucru foarte, condiționul e complicat. Desvă se formează foarte mai urmă, automat... Depende de stop loss? Iarăși, evident, eu am observat stop loss chiar de 100 de puncte, desvă nu funcționează. Poți să pun pe gaz-ul, experiența. Când vine această experiență când ești pe real. Deci ce înseamnă un trader matur, de fapt? Trader matur este acea persoană care tranzacționează și ia profit, deja tranzacționează pe real. Eu consider că acesta este și traderul matur. Da? Da, este greu să treci, de exemplu, bariera dată. Adică tot timpul când te deprinzi cineva să aibă grijă de tine, de exemplu, și să rămâi singurel, să iei viața mâinile tale, să fii independent, este foarte greu. Da? Mai bine stau confortat de la acolo, scuză că, nu știu, nu pot sau... Multe scuze sunt, vă credeți-mă. Dar, de fapt, un trader matur este acel trader care tranzacționează pe real. Și experiența asta, deci... nopțile astea nocturne, haideți să spunem așa, câteodată, nu de fiecare dată, deci nopți albe, sunt frumoase, de ce nu? Iată, atunci ce s-a vorit, asta se întâmplă în nopți albe, haideți să nu speriam traderii care nu tranzacționează pe real, că de fapt asta se întâmplă când încălcăm niște reguli, da? Sau intrăm cu volumul corespunzător.
sau am tranzacționat pe demo, crezând că noi se cunoaștem absolut tot, dar acolo erau fără emoții. Dar pe real deja încep emoțiile astea. Eu foarte mult le spun la trader când deschid prima tranzacție contrară. Să nu vă panicați. Lumânarea sau prețul se duc în vorbă în tendințe, pur și simplu nu așteptați într-un dolar sau un punct să o închideți. Nu, că ea practic merge pe piața acum din cauza că știu care este experiența și pentru mine. La fel am fost și eu ca ceilalți trader începători. Cum a da? Început? Dacă nu vreau să merg la dolar, tu nu bolțesc mașina, nu merg de fapt. Primul bolțări, spune-mi așa. Da, a fost experiment. Dar eu ce am înțeles, sunt vreau fiu, da, eu am spus, eu am avut cumva și masterclass, eu am spus, experiența mea, primul curs te duc. Bun, e, le cunosc, greșeala mea, și cum te scai acest. Volum. Volum. 3 zile cont crescut, era rumorul SAS, 2016, dar cum? 3 zile cont crescut, dublat. Și ne vedeam gata, aș fi nou din salon. Și da, și pe gândirea mea, olivul este o vorbă. Și numai 5 minute, nu mult, 5 minute, poate nu fără ajutor ca el. Te vedeam băs. O să te vedea. Dar într-o stau, m-am dus la tot mai spune. Alte patru reguli deja, gata, așa e un o leac mai încetșor. Mai încetșor, da, este momentul ăsta când a început în, adică, o dai în bară și când pornește a doua oară. Persist frica astea, până greu pornești, când vrei să lecții că așa încetșor, încetșor și vezi. Știi că poți, dar nu trebuie să grăbești, să respecti regulile. Respect în regulă, tu mergi deja. Și mai ajungi la momentul când te mergi, îmi curaj. Eu, ca să vă spun, la mine 90% din tranzacții, trebuie să duc întâi în minus. După aia 10%. 10% există întotdeauna să duc și un profil. Eu nu zic că se dea. Sau o baturi, că trei de baturi. Și un cap de bușit cu atâi de baturi. Nu zic. Dar, cel puțin, eu am scop care eu știu că trebuie să ajungă. Trebuie să ajungă acolo. Nu știu că ajungă. Pentru că ești deci moment... deschideți perioada mai lungă. Așteptați până ele vin totuși un plus și așa, adică mai puține, cu volum mai mic, dar precis le aștept. Noi am încurătat să H4. H4, da? Adică H4, dar deschid tranzacțiile H1, ca să nu pierd momentul ăsta. Da, momentul de intrare. Da, de fapt, evoluția traderului, el se schimbă pe parcursul când tranzacționează. Eu am început și foarte frumos să-i dăm să tranzacționează pe schimb. Iarăși, până să ajung manager, sigur eram trader pe real. Și SP-ul frumos, el așa face niște creșteri, volatilitatea lui este mai deosebită și volumul. Iată, atunci, da, la început, prima mea lună, asigurarea mea luat, dar nu mi-am pus la PSP, ci l-am puneam la stop-loss-ul, dar SP l-am pus stop-loss-urile și iată, atunci m-am avut și un opție alt în prima lună. Dar frumos, deci eu nu am avut așa experiență să pierd depozitul, dar nopți albe am avut. Dar asta este atunci doar când ești un trader matur. Experiența asta o și depui și un efort mult mai mare pe piața financiară internațională. Deci în cazul în care ești pe demo, practic, se duce. Deci, cu siguranță, nu este, da, nu este senzația asta. Păi da, asta e faptul. Dar nu se duce acolo. Dar nici nu pui. Dar niciodată nu se pui. Absolut niciodată. Imaginați, eu am văzut de fapt experiență, eu când am fost în America prima dată, urcă trebuie, studiere, cum, America Day, am dus la universitate în America, 2 dolari pâine. Primul gând, știți care a fost? Oho, ce de scump. Cât pâine băgat la urmă? Am mai am întorc înapoi la tranzacționar. Am mai să iei un stop loss de 500 dolari. A primul gând care? Doamne, cât pe șemul cu 600 dolari? Ia că vezi, ca psihologia asta, iarăși nu place la... Nu că neapărat, noi cunoștințe de tranzacționare avem. Dar iată și psihologia, gândirea asta noastră, unde se duce, da. Nu se duce că, băi, trebuie să fac analiză, dar de ce am adus pe postul ăsta? Să fac analiză, poate ceva în greșit, poate ceva în altă stătință la unul tare, sau poate n-am așteptat confirmarea tranzacționare, sau n-am observat o figură, sau genul ăsta. Dar dacă mă... Să nu este că vezi să apropii de stop loss și nu mai lăsăm să ducă stop loss, oricum dăm zduș, îl închid eu măcar vreo 10 dolari să îi folosesc și atâta mai de acolo. Să faci și apoi. Iar și că călirea asta psihologică trebuie să toți să treci în toți. Iar care sunt și pe el, la final trebuie toți să treci în călirea asta.
Da? Într-adevăr? Să acceptăm minusul, da, adică să ne gândim, să ne focusăm pe ceea ce unul putea să câștigăm, adică să... Dar, nu, dar odată ce noi ne gândim, nu, cât creștem eu cu banii ăștia, sigur că... Pe asta mă mult pierdem. Mai mult pierdem pentru că noi ne stresăm și nu suntem atât de concentrați. Și nu trebuie să analizăm, să facem la rece. La rece nu pierdem. Noi suntem de momentul în care schimbăm transacții, noi gândim rece. Alea zice că azi schimb și același bani, același sel, același copilor sau pasă, același taic prost. Noi gândim rece. Dar în momentul când deja Sorosește, a dat acolo gata, e moșește, de să-l mai modific, de să-l mai știu și, de să-l închid, tot așa mai departe. Eu de ce să-mi spun asta, la majoritatea traderilor mei care lucrez, chiar și este momentul să chiar răzduc și în minus, deși în minus. Pauză. 2-3 zile. Sau chiar și în profit. Pauză. 2-3 zile. De ce? E euforie. E o pauză, te calmești că așa mergi pe departe. Așa și. Când îți duce minus în volum mai mare, vrei să întorci înapoi minusul. Când îți duce profit, vrei mai mult să faci. În loc să pui pe momentul de jos, pui momentul de vârf bani. Ca vieți că vrea să duce repede în sus. Da. Sunt momente, da. N-aș să constă un trader matur, dar că nu trebuie să fim și din punct de vedere emoțional. Să fim căriți. Din punct de vedere, un plan să avem bine foarte stabilit. Scopul să știm care este a noastră. Strategia personală trebuie să avem. Nu trebuie să, spre exemplu, mi s-a spus adică strategia asta cu verneac, cum spune rusul. Merge super, trebuie să mergem pe asta. Nu! Cum am spus la început, avem o strategie care funcționează, noi punem în lucru, lucrează, ne aduce rezultate. Deja asta nu ne aduce rezultate, nu trebuie să spunem să încercăm altceva nou, cu adrenalină nouă de acolo. Asta duc, deja ar fi mers de atac, acum trebuie să fie documentat. Aduce a doua strategie, aduce profil. A doua strategie este să spun, iarăși mă plictisesc, zona de confort, eu ceva nou. Eu sunt scătrie. Așa, așa, absurd. Dar vreau să ne dezvoltăm în continuare. Doamna Victor, vă nesc, eu vă întrebați de ce doamnele sunt. Eu vreau să spun ceva și... A, sunt eu tot vreau să spun ceva și tot nu pot. Dumneavoastră asta să vă ați rugat, fii genul de da, sigur, nici nu mă îndăiesc. Eu câte un pic, așa și... Ok, bine. Dar haideți să luăm pe pași. Factorii ce contribuie la maturitatea traderilor. De fapt, sunt câțiva factori care îi, deci ne contribuie, da? Contribuie la maturitatea noastră. Primul rând este scopul personal. Da. Deci încrederea în compania, încrederea în domeniu, încrederea în sine și conștientizarea posibilităților. Deci, aceștia sunt niște factori ce contribuie la maturitatea noastră ca trader. Și haideți să luăm pe pași, să analizăm fiecare, deci fiecare factor în parte, este foarte important, și apoi să mergem mai departe conform planului. Da? Scopul personal, de fapt. Ce este un scop? Scopul personal este reprezentat din planificare, acțiune, aplicare și rezultat. Ce înseamnă scop? De fapt, scopul trebuie să fie măsurabil. Deci, scopul trebuie să fie evaluat în valută. Că până la urmă, ce facem noi pe piață? Facem bani. Corect? Adică, deci, dacă eu ca trader, și asta este o regulă foarte importantă, eu trebuie să am scop în cazul în care doresc să fac bani. Și în cazul în care eu am scop, trebuie să văd cât costă acel scop. De exemplu, casa. Da? Eu vreau timp, trebuie să-mi planific, deci în cât timp doresc ca să procur această casă. Deci, îmi planific acțiunea, timpul care este, deci, în ce termen, haideți să spunem așa. Da? Apoi, strategia, planificarea și tactica. Cum fac eu chestia dată? Deci, doar după ce îmi planific și frumoșel îmi pun într-un carnet, că deja sunteți și trader, da? Oameni de afaceri. Trebuie să aveți și un carnet anume pentru deci, a planifica acțiunile, da? Haideți să spunem așa, pe un an de zile, pe jumate de an, lunar, săptămânal, zilnic. Deci, aplicăm strategiile ca să facem bani și doar după aceea ajungem la rezultat. Nu pur și simplu, fără o planificare bună, fără să acționăm și să ajungem la rezultat, nu există.
De aceea este foarte important ca persoana să aibă un scop. Spuneți-mi, vă rog, câți, bine, noi la lecție de practică vă includem să vă puneți scopul. Deci, la dumneavoastră, pe parcurs, iată, deja a trecut la cineva jumate de an, cineva o lună, vi se adaugă ca scopul în agenda dumneavoastră, per zilnic, săptămânal, da. Care sunt acțiunile că, de fapt, dacă dumneavoastră, deci, îndepliniți, ajungeți la rezultat, le tăiați, v-ați planificat că eu, de exemplu, o mașină sau, nu știu, o casă sau orice alt vis, o călătorie, la un teatru internațional, un spectacol, nu știu, fiecare are scopul său individual, da? Deci, s-au tăiat scopurile, da? Le trec pe următorul an și până de pe nea să mă arăt. Tot amână, amână. Dar ce este foarte important? Nu, n-am amână, adică dacă nu se îndeplinește, de exemplu, cu scopul la 5 ani de zile, eu mă uit care l-am îndeplinit, ok, al trec pe următorul an, acum primul plan. Iar lucrez, l-am îndeplinit, merge următorul, adică nu le lăs neîndeplinit. Dar și dumneavoastră lăsați din timp, adică dacă dumneavoastră v-ați planificat, deci aveți un scop, atunci deja trebuie să fie și planificat în ce termen. În cazul în care nu ați făcut, de exemplu, timp de un an de zile, dumneavoastră nu ați făcut când a ajuns de calitativ la el. Și atunci nu este atât de un scop important. Spuneți-mi, vă rog, cât v-ați vrut ce v-ați face și tot amânat de pe un an pe altul și au trecut 5-10 ani de zile. Ei, poate 10, nu, dar vreo 5, vreo 2, vreo 3, sigur sunt. Sunt așa. Înseamnă că dacă noi facem o analiză în spate, atunci acel scop nu a fost atât de important pentru noi. Am dreptate sau nu? Am dreptate sau nu am dreptate? Deci înseamnă că nu este un scop bine terminat. De aceea este foarte mult, foarte important, să spunem așa, ca să mai luăm încă o dată agenda și să vedem totuși care sunt acele scopuri importante pe care avem să le facem. Timp de un an, timp de jumătate, de lună, de an, timp de o lună de zile și zile. Deci un trader fără scop, practic, tranzacționează degeaba. Deci, cauza că el nu se facă bani. El nu se atingă scopuri nici într-un an, nici în jumătate, nici în 5 ani, chiar nici în 10 ani. Este? Ok, haideți să vedem care... Și eu sunt sigur, majoritatea din toți care se găsește cu fiecare aveți un scop. Numai, pur și simplu, nu este de pe anumit setat. În cât timp să ajung la el. Este punctual, este punctual. Chiar dacă să fie bariere. Asta nimeni nu spune că să fie bariere de dată. Bariere de dată o să fie. Dar nu trebuie să dăm bătuți, să dăm mâine jos și să dăm. Asta nu mai cumpăr mașină. Noi pe nu mai cumpăr mașină. Și asta, ca de exemplu, sau casă. Nu, eu mai cumpăr. Nu pot. Nu, din contră, nervez. Dai, cum repăriți capul în ușă și alergi mai departe. Cauți greșeala, strategia, tot așa mai departe. Trecem bariera asta și mergem mai departe. Nu contează. Din fie ce mă dacă trebuie. Dar eu trebuie să ajung la deprimirea scopului meu. Când nimeni domnul Eugen am deja de pirat. Are schimb mașina și e schimb. Așa că la mine nu-i setat pe un plan cu mașina să fiu schimb la momentul față. Am avut alt scop care-i pus. Dar asta și eu plan. Dar așa timpul. Pentru că la mine este setat nu mașina pe un plan, este altceva. Este lucru care mi-e important pentru să-l fac la momentul față. Care este setat. Bineînțeles, trebuie să trec. La ce trebuie următorul scop? Nu știu, dumneavoastră, cum am spus dumneavoastră, aveți prea multe scopuri din start. Trebuie să luați pe rând. Iată, de exemplu, într-o lună de zile sau într-un an de zile trebuie să îndeplinesc scopul ăsta. A îndeplinit? Au. Au. Training stop, flash. Deci, cele mai importante, acele care sunt cele mai importante, este să le realizăm. Deci, trebuie inițial să ne facem o curățenie în scopurile noastre, da? Și de fiecare dată să atingem, să picăm. Da. Tot timpul trebuie să fie scop. Atâta timp cum n-a să fie scop, la care să stingem. Noi să ne relaxăm și noi să avem unul stingem. Asta tot. Dar din cont, trebuie să numai atât ascendent. Numai în sus, în sus și în sus. Mai cădem în jos. Păi cază dăm genunchi. Scoară, scoară. Vin și ne plecat. Am îndeles cu locul sopros. Așa, mergi mai departe. Vedeam că noi suntem tot așa o piață, adică chiar și așa ascendent, mai are nevoie de corecție. Adică ce duci în sus, mi trage o corecție, iar tu ai analizat ce ai făcut și greșeli de făcut. Cine e care vrea să fiește ținainte? Colegi, cine din sală care este aici, toate tranzacțiile care le deschide, ei este scris undeva, poate ce am zis tranzacțiile astea?
Dar noi ce vorbim în general alergii, nu contează, trei de ori pe real, este de o lună, de un an, de doi, cinci, trebuie permanent să facă analiza tranzacției. Ideea nu e altceva, deci am întrebat lucrul ăsta, pentru că în momentul când chiar și tranzacția și aia am deschis-o și am luat stop-o, cum contează, stop-o ăsta expert. Eu când am zis să o analizez, eu să știu de ce am deschis tranzacția. A mâine este momentul altceva. În momentul când eu nu notez, chiar vreau să analizez tranzacția. Eu trebuie să-mi aduc întâi aminte de ce am deschis tranzacția asta. De ce am deschis-o? După ce m-am orientat. Și atunci după aia să-mi dau seama de ce. Ia că e un plus. Ok? Ia că de ce am întrebat lucrul ăsta. E unul foarte important. Eu, Ștefan, un trader, IT-știu, tot cum Tadeu, Excel special. Unde era scris așa, divergență, vârtul, convergență, toate astea. Și fiecare cotație în parte. Este bine, nu lucrează, poate s-au luat 10 în total la mine. Și zic, nu da, de exemplu, Audi USD. De ce am deschis tranzacția asta? După vârtul. Am așteptat confirmarea atât. Sau după vârf, sau după trei, sau după divergență. Și că toate lucrurile astea, când încep să facem analiza tranzacției, mă duc și el. El îți vezi ce o spune, hai că tu vii că ai deschis asta după asta. Hai că ai deschis asta după asta. Hai să analizăm, deși nu s-a dus. Poate că a fost normal, da? Poate că a fost. De exemplu, ori pe de grabă s-a deschis tranzacția, cred că nu a deschis. Dar așa, mă sunt când vine, hai, sunt minus. Și atunci, întâi vedem tranzacție de unii, dar pe trebuie să deși e start, am deschis-o după asta sau după asta. Și atunci, întâi faci analiza de la început, ca eu să ajung în moment, eu s-a deschis tranzacția, deși s-a deschis tranzacția. După ce s-a orientat, tot așa mai departe. Nu, nu ne gândiți, poate că mai pare că... Fleac. Dacă persoanele care au zis că un instrument sau altul, de exemplu, pentru mine n-am nevoie să scriu asta, pentru că eu știu deodată, nu știu nimic, de exemplu. Dar eu urmăresc, fac sigur, 100% consumat pe drept, eu înțeleg că ca după răzbatere de eu, este gata, acum nu am nevoie să scriu cumpărare, că sau nu. Deci, un număr la cât persoane? Dar nu totdeauna funcționează. Dar nu tot timpul funcționează așa, pentru că poate să iasă automat unul cad sau ceva să se întâmple. Păi, dar și-a făcut, deși... Da. Ce-a crezut cu toate? Eu vreau să-l pus în următoare. Eu, de exemplu, am tranzacții, de exemplu, pe cumpărare, că nu am văzut noutățile, am crezut că o să fie iar și în puls, colecție. După care am făcut lacă, lacătul s-a fost în minus 20 de mii și am gestionat cu 26 de mii profit. Dar nu am scos. După asta mi-a dat seama că greșeala mea am făcut analiză, în primul rând tehnică și urmărirea în testa. Și am înțeles tot și dacă nu urmăresc instrumentul potrivit, asta e gata, îmi duci în top 6 de la... Corect, eu tot am record, este... Slab șans pe real să ai așa tăi caracter, deci da, așa da, 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 prea mult. Atunci n-ai să vorbești așa de convingător. Și încă zici că înțeles greșeala. Eu încep și am să spun, am văzut să spun de persoană care să spuneți cu VGI și natural gas, Galgo, Vadim, Trader, care eu numai cu GBP-ul trebuie. Atunci pe unul poți fac să-ți scrie tranzacția. De ce? Pentru că el deja sunt instrumentul ăștia, el urmărește într-o atât, numai cu dânsul se ocupă. Și de-a nu sunt, când trebuie să spui bai, când trebuie să spui sell. Știi cât ați duc în sus, cât în jos. Noi ca persoane care tranzacționăm prin mai multe instrumente, 7, 10, acolo instrumente, noi trebuie să ne notăm ca noi să înțelegem de ce am scris tranzacția, după ce m-am orientat. Care, dacă într-adevăr aveți dreptate, când mă oferez numai cu un instrument, numai cu un NGO, numai cu ori VPI, adică ne-au sunt. Nu știi pe drost, da, nu știi orice mișcare, nu reacționa și te faci aceeași noutate și te spui celălalt, nu știu, apărut, tu spus că eu pus embargo față de prețul la petrolul rusesc. Deja te știi ce se întâmplă cu rest. Știi că din trecut m-a reacționat la astfel de gen de noutăți. Și aici, da. Așa. Încrederea în domeniu. Ce înțelegeți în companie? Încrederea în companie. Ce înțelegeți noi încrederea în companie? Cât avem telefoane? Nu contează. Android, Samsung, Apple, tot așa mai departe. De ce ne-am procurat anume modelul ăsta? După preț. Oare? Nu cred. Nu te țin. După ce zici? Păi ce modelul? Am înțeles din companie. În primul rând, după recenzii, după așa cam avea, pentru că recenziile, odată ce vezi că este... Acum, din recenzii, tu știi și... numai de rău. Și oricum ați cumpărat. Da, dar de ce să trebuie să urmează cu părții în altele? Adică, dorințele sunt altele și în cazul ta, nu o să mă anunțați chiar doar după recenzii. Curia, da, dar după cum sunt de tenții. După cum sunt de tenții. Eu, ca să spun, exemplu, de-a fost...
Reală. Mi-am cumpărat o mașină cu motor benzină pe sare. Ba, cineva a auzit din băieți. Când mi-am cumpărat motorul ăsta, m-am dus la misoapin sceptul. Mă aștept, acolo a fost, nu a fost așa de prea, dar pur și simplu când m-am dus acolo și mi-am spus, te rog să-mi scandez, vedem ce e problema cu el. Mi s-a spus, mi-a spus. Motoarele astea sunt cele mai răi motoare care sunt. Dar eu m-am pus întrebare în primul rând. Și nu prima persoană, care este o persoană care se ocupă, care pe lângă faptul sunt foarte mulți, că motoarele trebuie să ai consumul de așa mai departe. După asta, eu îmi pus întrebare. Păi, stai puțin. Jumate de mașină, nici nu atât de sunt motoare de țară. Și chiar trebuie să pot de unde să care. Dacă nu erau așa de problematic, înseamnă că nu iau strâmbii cu dăscă. Și 7 ani de zi. Nici o problemă cu motorul. Acum noi cum credeți? Credeți la recenzii care și-au credeți spunea? Sau pe propria piele să vedeți și nici costă la lucrul ăsta? Iarăși, eu trebuie să cunosc în primul și primul rând. Nu trebuie să spui cineva, da, pentru că poți scrie foarte multe. Dar să începi dintr-un cap, că spui și același. De ce e că a luat două meci, ca să deși BMW-ul? Dar noi am făcut ca Moldova în rândul tineretului. Nu vorbesc, în rândul persoanelor mai în vârstă, deja e pe bar acasă. De ce e cum vrei? Eu am părerea mea, îmi spun, că aici avem des plas, confort. Băieți, aici, dinamică. Adrenalina. Să nu-i așa, băieți. Eu personal, eu nu zic. Ori de-am spăinit și mai confort, că nu știu. Toate fie diverse de asta, tu zic. Dar astea e un stereotip de cuplul meu de diverse. De asta fiecare ia în moment când vrem să activăm, sau vrem să lucrăm cu companie, nu trebuie să avem încredere pe asta. Atâta timp când asta există sentimentul de că, cumva dubii, pe dat, deja, cum mi-a spus pușnic, te motor pe să ai, motor. Eu am spus frumos acolo, așa, un cuvânt care cumva a fost gret pe timpare. Păi, ok, asta îmi stă, dar și ceva asta e propria piele, dar asta. Dar lucru, în primul și în primul rând, orice momentul ăsta, eu m-am condus pe faptul că eu am fost testat de foarte multe persoane. Chiar și aceeași companie. Companie este testată. În primul și în primul, dar cum am avut, acum recent am trimisat o grupă, unii persoane, dar eu am cumpărat o mașină Suzuki. Și am ajuns un moment, când dealer în Republica Moldova, nu am să România, cum zic. Mașină de garanție. Cum credeți? E bine așa? Primul și în primul rând, orice companie care este de Republica Moldova, cel puțin măcar să aibă reprezentația Republica Moldova. Ca eu, în caz ceva, știu să mă adresez. Deci nu mă duc. Imaginați-vă că BMW, Mercedes, la noi, în Republica Moldova, care sunt unul foarte mari de mașini, și cum trebuie așa la unul din salon și trebuie să mă duc în Germania, ca să... În caz de ceva, apare eroare la bord. Nu neapărat strict, dar apare eroare. Trebuie să mă duc în Germania, ca eu să pot să deservez mașina dată. Sau este reprezentat și asta mă duc la Mercedes Centru, sau da? Sau e că, spre exemplu, luăm Pelironul. Hai că puteți să colaborăm cu el. Pelironul a reprezentat în Republica Moldova. În caz de careva de suport tehnic, poți să mă adresez undeva? Sau trebuie să mă duc în... Franța. Sau în... Nu este acolo, pe ce? Da. Mă duc acolo, dar eu pot să găsesc reprezentanți. În cazul de pot să mă adresez aici, de exemplu, dacă este partenerul, care eu pot să... Să bineți la așa spune, vă rog frumos, spuneți, deși da, că lumea trecută în un stat, îmi spune, doamne, tu nu apui consoare. Dar nu-ți creștea tu, de pildă tu nu-i consoare. Așa că poți să fii. Tot uite în consoare. Aia să fie așa, plăi, data de pildă, data consoare. De ce? Pentru că persoana are zavă chip și vreau să faceți prajere. Așa că, așa că să fii. Dar au avut unii să adresez. Și odată, doi Victor, plus consoare. Trebuie că ușa să fie. Ok, clar? De asta timp, trebuie să fie, lucrurile astea, atâta timp când o să fie încredere, nu o să fie scop stabilit, nu o să fie încredere în companie, a treilea, nu o să fie încredere în domeniu. Încredere nu o să fie mai tot. Cumva, subconștient, nu că, dar subconștient, cumva, o să spun că e mai tubi și vorbim deja. Iar ajung la cuvântul celălalt, dacă. Că trebuie să-ți faci. Așa, încredere în companie, în domeniu. Încredere în domeniu.
însuși, iar și începe de noi. Puteți să-ți răspunsă la tine, înseamnă? Da. Toți, puteți să-și răspunsă la tine. Toți, nu este aici o persoană care nu-i răspunsă la tine. Domnie, să vă să puteți. Da. Da. Dacă respecti regulile. Dacă nu respecti regulile, bună ziua. Te fac spune. Iar, încredere în mine, iar și că și vom aceeași situație. Deci și majoritatea, tot îi spun că zboară în cap. Deci toți mine zboară cu zboară. Este totuși încredere în mine. Toate că o să fac statistic, domeniul avioanele sunt cele mai sigur transport. Este cel mai sigur transport. Adică, sau același, luăm din punct de vedere cu un automobil. Asta e ce problemă. Toți sunt accidente. Și mai multe, da. Așa, tot de dacă sunt accidente, nu trebuie să am încredere în mașină. Trebuie să fie jos, da. Mai două protezie, dacă sunt protezie, trebuie să fie jos. Da, nimeni nu vă spune, vă garantează că te-a dat și ghiri. Nu, ce depinde. De aia, da, din care așa. Da, mai sunt momente, de exemplu, te-ați aduși, se întâmplă ceva. Cine s-a gândit că războiul 24, a scos dimineața, am înțeles că s-a auzit și în cineu, nu? Dar la tot dimineața, semnul, primul lucru care am simțit că s-a început războiul, a fost pe piață. Și dimineața, când m-am scolat, când te-ai... Nu Facebook și Instagram, dar ce zice și sunt piață pe spate. Cum am acolo avem tranzacții, și acum am scris, țin minte, am scris tranzacții, bani și placă pe iOS de CKHM și m-am uitat că baiul era într-o sumă mai mare și m-am uitat brusc mult mai mică baiul. Eu știam că acolo se formează figură de schimb, că se închid baiul, se consăm, se închid placă tot. Ceva s-a dat placă. Știrem de, cum am știrem de operațiune militară. Închis la baiul, cu său. Dar aia, că trebuie lucruri este, ca să înțelegi. Adică, da, sunt momente când apare unde legiul și pe voi. Așa, mergi mai departe. Încredere în sine. Cum îți capi încredere în sine? Cine sunt? Eu mă experiență, informație. Ești tot mai experiență. Informația, dar fie informația care îți fie utilă. Nu toată informația, că informația este foarte mult. Domnul Gine, vreau să te răspuați, ok? Da, vreau de prea mult. Adică, domnul Gine spune o dată despre o persoană, în pandemie, directorul la un holding company, la o filială. Tranzacționează și când îți vreau, da? Dar am început să citească foarte mult. Informația. Deci că fiecare dimineață, nu e plăcat poate lucru. Și așa, de ce nu am oficiu ca să fac analiză împreună cu consultor, chiar am început de cază și să fac împreună cu domnul Eugen analiză. Și bine, nu știu, mă spun într-o la dânsul, el era aici și îmi spui, domnul Eugen, dacă este moment ideal de deschis pe CAC 40 și deschis său. Și îmi spun, cum te fie deschis? Și tot de zi, deci fac și deschis. Și nu câteva ori am fost ocupat și mi-am fost și spun, că mulțumesc, mi-ai dat intrarea. Și eu spun că dat intrarea, am făcut profil. Și când vin și mi-ai spun, nu spun, am deschis. Urmărește că eu m-am șocat. Cum ai deschis? Cum ai dat mă rugăt? Eu am făcut profit, am fost mulțumesc, dar tot mai. Ei, ca știți și nu știu ce mi s-a părut, nu știu. Știi, 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 după aceea, dar eu nu fac. Iar, este nevoie de citit. Nu zic lucrul ăsta că nu e nevoie de citit. Dar citim informația care nu este necesară, dar nu... Ten. De ce îți spun? Pentru că este momentul. Iată... Noi suntem ca niște peștișori. Piața financiară, piața financiară, e ocean mare. Noi ca peștișori. Așa, sunt rechini și e mare ca noi. Dar noi trebuie să cătăm așa ca să fim de rechini și e mare, ca să profităm la maxim. Să prevențuim ca pești. Nu am să luăm chiar tot bucata și e mare, dar... Un procent, poate. Ca să putem să prevențuim. E clar? Și încrederea în sine, iată chiar vorbim
Primul fapt ăsta, de fiecare persoană în parte, dacă să vorbim, Michael Jordan, Warren Buffett, Elon Musk, Toshiro Honda, tot așa mai departe. Fiecare dacă ar fi avut încredere în sine, pe unul ajungeau, un punct vă sunt în momentul de față. Eu pot să spun și despre Starbucks. Nu așa, Starbucks. Știți câte ori s-a fost refuzat credit ca să iei, ca să poți să ajungi numai jos? Disneyland. Disneyland. De câte ori, nu știu câte televiziuni au fost, numai ca să poată publica desene de bun. Și toți au refuzat și într-o clasă și ne-au ajuns Disneyland. Nu s-a dat bătut. Și cât dată doamna, cum o cheamă, care a scris cartea Harry Potter? Da, da. Din genere, n-a vecinut ca la un moment dat. Da, ia uitați, cât e? Dar au avut încredere în ceea ce faci. De asta fiecare, nu credeți că ați luat la fapt un stoplos. Și gata, să găsi multe, nu poate să fac proiect. Eu pot, eu știu că trebuie să fac lucrul ăsta și trebuie să ajung la punctul maxim. Chiar dacă, da, noi sunt, v-am spus, sunt bariere. Nimeni nu a spus că n-a să fie bariere de astea. Bariere de timp o să fie. Noi, chiar dacă sunt mi-aș ieși între el, alături. Să găsim, să străpugem. De ce, iată, chiar vorbim așa la nivel psihologic. De câte ori piața vine de la nivel psihologic, știi? O dată, două, trei ori. Ce, se dă tătută? Până nu găsești străpunge. Până la străpunge, de asta și noi. Nimă dată, nu spune. La două ori, iar păi nu găsesc un fapt, stai de înflu și mai departe. Mă întreb, ce? Tu aș mai arăt și înapoi la primul fapt. Scopul, care e scopul, trebuie să ajungem acolo. Cine s-a pus dat din care sunt creat? Sau chiar și pe demon, nu contează. Să ajungem în vivă. Toți că suntem cu scopul ăsta. Vivă! Ia, des, nesan, dacă vreau să stai din între anume scopul, să ajungem în vivă? Cum ar fi de adevăr, trebuie de muncit. Nimeni nu spune fi ușor. Da, sunt baliere, mai împiești, mă cazi jos, mă perdiști, e pe partea, da? Iar, și, am încredere în mine și o merg mai departe. Fii ca să fii încredere în sine, atâta timp când ați fi încredere în sine. Da, nu este momentul ăsta, că, din prejurul nostru, atâta nu știu, nu mai pun și așa, nu discut mai mult baliere, dar și așa nu mai pun pieci. Sau nu este așa? Nu știu. Dacă și băgut, un domeniu investit, gata. Sau el cum spune, banc și gata. Asta e de mult puteți să plasă. Pentru că eu înțeleg momentul este că ei vin, nu ne sovieti de tot. Da, mereu când sovează, bine poate nu ușor percep. Eu vreau să spun că este și mereu care e, dar nu înțeleg chestia asta și altfel. Nu, dar asta nu poate fi așa. Nu există așa ceva, nu. Adică, fiecare cu viziunea lui. Într-adevăr, ca să nu greșesc, azi primăvară a pus un întrevit de protestant, s-a arestat acos. Majoritatea din zi. Azi s-a arestat acos. Într-o persoană, am pus un întrevedere. S-a arestat acos, am venit să participe în întrevedere, am spus întrevedere, mi-a spus să participe la curs, prima lecție, nu vine. Și telefonez, bună ziua, așa, așa, așa. Știți, eu am mai studiat, am discutat. Părinți și-o spui, nu-i domeniu. Spui, ce spui, dumneavoastră ce vă faci? Spui, sunt la radio. Nu știu, și de radio pot spun că domeniu este tot așa. Dar nu mă dau părerea că nu cunosc, nici pot stăia. Când ați cunosc, în toate bări, ce reprezintă radio, și ați mă dau părerea. Atâta timp cât nimeni persoane să nu cunoșteți nimeni. Ce să cunoașteți din nou? Trebuie cunoștințele necesare. Atunci pot să dau părerea. Și poți mă dau cu părerea despre... Este o persoană care spune că este E-Gates. Nu la E-Gates, Afkar. Afkar. Știți ce e Afkar? Da, e născut în Afkar. Da, e născut în Afkar. Știți că e născut în Afkar. Eu vreau să spun, chiar în caz real, că mi-am intenționat
niște persoane și m-am spus, dar după un interviu de la Chiesa, că la este pe pagină, Doamne ferește, eu credeam că noaptea și să-ți faci capul. Și nu știu ceva acolo. Da, tu n-ai idee, tu te-ai băgat, dar tu n-ai idee acolo, lumea a pierdut mici, chiar nu vie. Zic, bine, eu nu, nedând că eu am cont, zic, pur, eu lucrez la ei, pe mine mă plătește, nini, tot una și și-o pierdut. Dar tu, dar nu, ce să-ți dai $1,000, asta nu-i nică, tu știi și-o pierdut mea. Ok, fiecare cu a lui. Eu nu știam să știi de sunt germania și stai în chirie, cât pot stai acasă și lucrez. Fiecare. Sau, rup spate de germania, stai de mie. Acum, cum să trebuie, că ne dăm bătoare spate de întărbitor, trebuie din Agnea. Băi, deodată sunt acolo. Eu, ca eu când am venit aici, că anume prieteni niște care acum sunt în Agnea, la tot. Acum, nu trebuie ce fac, că sunt nici asta. Fac să vezi care-i situația. Așa i-a spus, dau părerea. Voi ne cunoscând, ați auzit și voi zbonul unul pe unii, s-au spus că ce? Are un tăia trecut, am văzut. Am văzut posibilitatea și atunci eu singur mi-am decizit. Vreau să merg, nu vreau să merg. Și nu știu de va fi ușor aici. Da, sunt și sunt diferite de situații. Dar dacă vrei, aici este un regres potențial și este posibilitate. Ce să spun? Nimeni nu vine să spui. Toți vin să spun când au minus, dacă mă scot, fac profit și fac extrageri, nimeni nu vine să spun. Când sunt profit, atât închide și frumos. Când îți duci la zică bine, s-a să șepe. Da, și nu se șepe, e gata, nu se reuși. De fapt, mi-a spus să țineți când au plan de interviu. Când mi-a zis la mine, am fost mai rău. Nu, ce am zis, dar vă povestesc ce istoria m-a avut acasă, doamnă, de în localitate, am intrat în casă, fetița, de calculator, să văd ce faci, mamă, dacă eu vreau să... Acolo a fost cu poliție, cu ei, da, dar la mine asta este una ca am dat în casă, dar eu 3 ani deja client, eram domeniul tranzacționare, luam profit, adică era tot ok și am început să lucrez la double case. Oh, doamne, ești lumea, tu poți lumea, nu ții grijă? No, deci aici chiar nu are rost să stai să contrezi cu oamenii. Lasă-i, ei tot timpul o să fie pe creanța lor, din cauza că ei atâta timp nu vor să cunoască. Nu vreau să intre în esență, deci n-a să schimbă mentalitatea. Oamenii o să fie fiecare pe unda sa. De ce? Am un plan, vreau să fiu consultant, o să fiu consultant. Nu mă interesează ce, altceva. Ce mai bine că, știți, este un proverb și coleg, sunt și tu mai doar mai liniștit. Asta e. Eu atunci când după incident, după tot, eu atunci, chiar dacă mă întreabă cineva, dar unde lucrez, păi ce nu? Și noi mari, și așa. Noi trebuie să facem parte, există două categorii de persoane. Adică există 30% care vor ceva mai mult și există 70%. Trei forma. Trebuie să spunem aici 70%, facem doar mai 30%. Dar noi cu siguranță aici nu facem parte de tot. Da, eu tot acolo. Noi suntem deja persoane care aveau și un scop bine terminat. De fapt, Shakira, sau, haideți să spunem, Honda, el s-a dus la Toyota Honda, la Toyota Motors, să se angajeze ca inginer. Și, de fapt, el a fost, a primit o replică, că el este un inginer de o calitate foarte proastă și el nu este angajat. El a intrat într-o depresie, a început să lucreze, să facă scute acasă, a început să le vândă, deci, vecinilor. Și iată, până în ziua de azi, deja are o afacere de milioane, dar a avut impediment. Dar el, din cauza, a avut un scop bine determinat, a avut încredere în sine. Deci nu m-a interesat ce a spus unul că este inginer negativ, calitate proastă, altcineva. Deci el a mers pe pași încet. Nu a încercat afacerea să o facă din milioane de start, dar a făcut un drum. De aceea, vreți o afacere, vreți să faceți bani, mergeți pe un traseu. Bine, cineva mai rapid, cineva de start vip, cineva un pic mai târziu, dar nu contează. Contează că eu planific, îmi planific, deci am un scop, îmi planific acțiunile, întreprind și rezultatul o să apară. Cineva într-o lună, cineva într-un an, cineva 2 ani, dar cu pași sigur o să ajungeți. Dar dacă sunteți cumva influențați și scopurile noastre, cu siguranță, nici peste un an, nici peste jumătate și o să ajungeți și la 90 de ani și tot nu o să vă atingeți scopul. Deci ce este nevoie acum aici de întreprins? Deci nu vorbesc doar din domeniul tranzacționare, dar de fapt în orice domeniu. Da. Deci dacă noi avem careva scopuri, cu siguranță trebuie să le îndeplinim. Și atunci cu noi, dar domnul Ceu de la Lai. Știți?
cum a ajuns el director, cum a dezvoltat... Nu, el a fost și măturător de stradă, și arestat, și bom, și ce mai știu de țeasă, de votați informații despre CEO de la Alibaba, nu Alibaba. Da. Chinezul, da, așa cum eu și mai am votat întreprindere la nivel internațional. Da. Eu nu știu cum îl cheamă pe el, ce e de la Alibaba. O creat Alibaba, platforma. Da, platforma Alibaba. Ai așa, ceva așa, dacă nimeni e scurt, ce mă, da, directul, la Alibaba. La noi avem o personalitate, deci, de persoană în Turca, am uitat, am citit cartea din lui, moldovan care a plecat peste hotare. Deci, cum a ajuns el, când scrie în carte, prin tren, printre vagoane, printre fier. Deci, el a avut un scop bine, bine terminat. El era, de fapt, un sportiv care n-a avea rezultate, sau nu că n-avea rezultate, n-avea, haideți să spunem așa, viitor, spunea el. Nu vedea viitor aici în Republica Moldova, dar nici părinții nu aveau bani ca să-l ajute să plece cumva mai frumos și iată el prin taseu a fost mult mai greu, adică prin vagoane astea cu fier, cu... deci iată el se ascundea acolo unde era foarte periculos. Povestește, cătați-vă-ți cartea lui, deci și o să vedeți cât de greu deci nu, el era cu luptele greme, da. Și iată a ajuns, practic, acum are internațional afaceri de sute sau zeci sau chiar și milion de milioane de deci, afaceri internațional. Și el este moldovan. Nu este dar ușor, dar el a ajuns foarte frumos la scopul în perioada aceea cam jumătate de Moldova. Da, dar au fost încredere în sine și ei au ajuns toți. Și a avut scopul aici, da. Dar aici noi avem scop ca să rămânem aici, nu trebuie nouă băgoare, nu trebuie nouă nu știu ce, facem aici. Da, iată asta. Știți, vă o vorbă foarte bună, spus de un fondator de Double Case, domnul Alexandru. Nu mi-a spus, mie îmi place să ajung, că mi-ai căsit, că nu-ți poate să iau cafea în Italia. Nu spun să duc în Italia, că nu-ți poate iau cafea. Și să ne vedem așa. Eu personal vreau ca la după 40 de ani să nu fac ei. Nu trebuie. Nu, o să vă plictisiți. De ce? Nu cred. Nu cred. Nu, de cauza că lumea e mare. Da, bușa de ați tranzacționat. Da, e normal. Și iarăși, chiar să tranzacționezi, la fel, e nevoie să îți ridici calificare, e nevoie să călătoriești, e nevoie... Nu, de ce să ridici calificare? Să-mi scoate două, două, două. Nu o să faceți ceva, nu că nu o să faceți nimic. O să îndepliniți careva acțiune, o să beți cafeaua, o să călătoriți, o să ascultați muzică bună. Păi, deci sunt careva procese, da? Da, dar da. Cu siguranță o să ajungeți. Și, și o să faceți ceva. Cumpărăm mașini scumpe de cinema. Aici am fost deja. Cineva are casă, cineva deci dorește să-și publice creațiile sale, deci nu, avem și pictori, avem și scriitori care nu au posibilitatea să-și publice cărți. Da? De aceea lucrările, cineva vrea în cosmos, cineva vrea să-și deschidă un azil de căței, cineva... Iarăși, noi toți suntem diferiți, că dacă am fi standard, deci practic am trăit în monotonie. Dar de fapt, noi tot avem și, deci, scopuri mai costisitoare. Iată, noi trebuie să întreprindem aceste acțiuni ca să ajungem acolo. Tot timpul există momentul. Momentul când noi să mărim cheltuielile. Trebuie să mărim întâi profitul. Unii s-o pierge, cei care nu trebuie să vină și să vină. Dacă să așteptăm în un dejun primul, poate să așteptăm în parte.
Așa, față deci mă îndepomeni de față, de fapt în care le-am discutat deja. Fiecare să fie așa, de calculare, scop, toți avem scop stabilit. Toți sunt simplificate, eu voi aveți un scop bine stabilit, care cel puțin 3-4 mil dolari pe lună. Sau nu? Da, sunt de prin mine. Da, sunt de prin mine, nimic nu trebuie să fie ușor. Dar trebuie să făcăm atât timp cât trebuie să scop bine stabilit. 2. Să fie încredere în companie. 3. Încredere în domeniu. Încredere în sine. Și deja vedeți că succesul care vă trebuie să le obținem sau care ne le oferă viața. E clar? Și mai departe, deja să vedem niște reguli ce contribuie la crearea maturității în încredere. Unul, cel mai important, eu cred că în toată lista asta, unul din cel mai important la trebuie. Câte persoane, eu nu aveți idee, câte persoane îmi întâlnesc, iată, persoane care se înregistrează la curs, că s-au învățat pe YouTube. S-au învățat pe YouTube. Și diferența de acum și la nu știu ce. Nu te pute. Am acces ca, nu știu, o bază de unde aș putea să-mi iau eu vectorul. Deja pe YouTube o strategie ceva mai delicată. Dar dumneavoastră urmă strategia asta. Mai drept, pentru că dumneavoastră testați-o pe el.